A fost ca o poveste. M-am simțit ca un copil. Mulțumesc, asta am și vrut, de fapt. Să cânt o poveste. Nu știu, pare creasa zăpezii. Nu, este Anastasia. Princesa Anastasia, copil rămas singur pe lume, care de fapt e o prințesă. E clar, ai acel fior rusesc, ai sensibilitate, mi-ai captat atenția. Da. Mulțumesc. Evgenia. Da. A fost o imagine foarte frumoasă. M-a liniștit. Răspunsul meu este da. Mulțumesc. Pentru cum te-ai pregătit pentru ceea ce ai adus nou la X Factor, răspunsul meu este da! Mulțumesc! Evgenia, dragă, din partea mea un da! Mulțumesc! Drag! Pupă copiii acasă! Da! Și pe soțul român! Da! Cum îl cheamă? Pe soțul? Uh-huh. Pe viitorul, adică. Pe viitorul? Da. Și când da. Vă căsătoriți? Nu știu, când mă cere. Hai, ceau! Românii ăștia, mă. Bă, Dănuț, zici și tu, da. Mi-a plăcut că a fost pregătit de acasă. Doi, mă duc la X Factor și a ales rochia, și a ales diadema, desculță, frumos, elegant, bravo. Încă tremur.